Eficiența acestui tratament este demonstrată și în centrul nostru, în Centrul de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică din Ponderas Academic Hospital, pentru că 8 din 10 pacienți cu diabet cu nevoie de tratament anterior, cu sau fără administrare de insulină, nu mai au nevoie de tratament după intervenția chirurgicală, ceea ce înseamnă că avem, în cazul acestor pacienți, un control al echilibrului glicemic în condiții foarte bune. Ceilalți 20% mai au nevoie de tratament, dar nivelul hemoglobinei glicozilate și nivelul glicemiei se află în parametrii de normalitate. Chiar dacă mai avem nevoie de tratament, fie el și cu insulină, dacă putem controla o boală necruțătoare care are implicații la distanță și evoluție cronică, se consideră, din punctul nostru de vedere, un succes terapeutic foarte, foarte important.